În timp ce Halloween-ul și Valentine's Day își fac loc printre sărbătorile moldovenilor, la Rezina sunt readuse în circuit tradițiile străvechi de înregistrare a pruncilor. Mai bine de 5 ani, autoritățile și familiile de aici organizează adevărate șezători la înregistrarea primului nou-născut al anului. Conform tradiției, după botez și prima scaldătoare, copilul este trecut printr-un colac cu busuioc pentru purificare și îndepărtarea forțelor malefice și ca pruncul să fie frumos la chip și blând ca pâinea. Să crești blândă și frumoasă, ca pâinea rumenă și sază. De la sărbătoare este nelipsit tradiționalul cântec de leagăn și rugă îngerașelor pentru ocrotirea nou-născutului. Îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu? Eu sunt mic, tu fumă mare, Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei. Acest îngeraș te va ocroti de rele și te va ajuta să devii om mare, să fii bucuria părinților, alinarea bunicilor și mândria nașilor. Să crești mare! Hai, gogoță, hai, gogoță, când ai să te faci măruță, hai, gogoță, hai, cocoță, nu-i o faci să crești măruță, ca o bosă mâinile, bunile truditile, ca o bosă mâinile, bunile truditile. Hai, cocoță, hai, cocoță, când ai să te faci măruță, hai, cocuță, hai, cocuță, Lulu, fă și crești măruță, ca o bosă de ochișori, gurița și obrăjori, ochișori de privit, gurița de gângurit. Hai, cocuță, hai, cocuță, când ai să te faci măruță. Hai, cocuță, hai, cocuță, Lulu, fă și crești măruță. Primul copil născut în anul 2017 în raionul Rezina este o fetiță. Cristina este al treilea copil în familia Răeleanu. Cristina are o soră în vârstă de 6 ani și un frățior de 1 an și 5 luni. Soții Răeleanu spun că o familie cu mulți copii este o fericire pentru ei și îndeamnă cuplurile tinere să le urmeze exemplul. Familia noastră este compusă din 3 membri, Loredana, Mihăiță și astăzi am avut o sărbătoare foarte plăcută, care ne-a organizat o oficiu stării civile pentru al treilea copil, Cristinuța. Noi, ca familie tânără, îndemnăm toți bărbații, toți mamele, soții să nu se spare, să facem copii și mulți ani. Bucuroși de nașterea copilei, bunei și rudele prezenți la evenimentul de înregistrare oficială a nou-născutei și-au dorit ca peste ani să revină tot aici, la oficiul stare civilă din Rezina și la înregistrarea căsătoriei Cristinei. Să-i dea Domnul sănătate și bucurii să aibă la părinți, să-i aducă multe fericiri în familie. Să trăiască, să crească și să venim și la înscriere. Eu sunt bunicuța a 5 nepoți, sunt foarte bucuroasă că asta a fost omagenată a 5-a nepoțică. De Doamne să fie băsărătoși, să avem bucurie de toți nepoții. Le dorim să aibă parte de bucurie și fericire din partea bebelușului și doar succes, că să aibă putere să ridice toți trei copilași pe care i-au în familia sa. Autoritățile locale au venit cu un set de electrocasnice în ajutorul părinților celor 3 copii.
Felicitări tinerii familii care astăzi am omagiat împreună acest eveniment, primul copil născut al anului din raionul Rezina. Să le doresc ca să nu se oprească aici, dar să fie conștienți de faptul că orice copil născut trebuie să fie educat în bună înțelegere, într-o familie unită, într-o familie prietenoasă și cu destoinicie pentru a deveni un cetățean adevărat a Republicii Moldova. Sunt sigură că familia Raileanu are toate capacitățile și înțelepciunea ca să educe acești copii minunați. Este al treilea copil în familie, ce și ne demonstrează că este o familie extraordinară, o familie bună, o familie care știe ce își dorește de la viață și sunt sigură că cu cât mai mulți copii vor fi aduși în asemenea familii, Republica Moldova are doar de câștigat. E un lucru salutabil, vreau să le aduc mulțumiri la părinți că sunt buni părinți și s-au hotărât astăzi să mai aibă a treilea copil. Vreau să felicit bunii și le doresc să fie sănătoși, să ajungă la nunți, la cumătrii, la nepoții care i-au și să-i îndemn ceilalți locuitori a orașului să ia atitudine, să ia de atitudine și să fie tot atât de activ și pe dimensiunea socială. Adică o familie e o celulă a societății și cred că formula asta e cea mai frumoasă și cea mai nobilă. Înregistrarea primului nou născut al anului este o tradiție de mai bine de 5 ani la Rezina, obiceiurile populare fiind în capul mesei. Acest an am sărbătorit a cincea pereche de părinți care locuiesc în orașul Rezina. Suntem cu toții bucuroși de organizarea acestui eveniment. Le dorim părinților sănătate, multă putere, realizarea tuturor viselor și toate cele bune. Ofițerii de la stare civilă din Rezina spun că au avut un an rodnic în 2016, când au înregistrat peste 500 de copii născuți în raion. Alți peste 35 de prunci s-au născut de la începutul anului curent.